Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Focus. Suntem astăzi mai bogați cu invitații noștri, deoarece subiectul pe care astăzi îl vom aborda este legat de sistemele de educație. Sunt sigur că va fi interesant pentru dumneavoastră, ca părinți, ca bunei, persoane care sunt responsabile de educația pentru copii și mai mult de atât, poate chiar și pentru pedagogi. Suntem bucuroși pentru ca să-i avem aici alături de noi pe dr. Bursley Hardy, de asemenea și dr. Hardy, deci Frank Hardy, de asemenea și dr. Roman Chesakov, bine ați venit, și traducătoarea Jana Govender. Subiectul pe care astăzi vom discuta este destul de important, dar înainte ca să vă pun această întrebare, aș fi vrut să zic câteva cuvinte despre domniile voastre. Deci dacă vorbim despre Lisa Hardy Bursley, este director al Departamentului de Educație din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7. De asemenea și doctorul Frank Hardy, deci este la fel este un specialist și consultant în domeniul de educație și sistemul educației. De asemenea și doctorul Roman Chesakov este directorul al Departamentului Educație din cadrul Diviziunii Euroasia a Bisericii Adventiste de ziua 7. Bine ați venit! Welcome! Thank you! Și prima, sigur că întrebare este legată. Sigur că ar trebui să vorbim despre sistemul educației, dar mai întâi de toate, cum dumneavoastră, prin ce sistem de educație ați trecut dumneavoastră și sigur că să spuneți ceva despre dumneavoastră. I'm an educational psychologist, that's my doctoral degree. Deci eu sunt doctor în psihologia. But I also have a master's degree in public health. De asemenea am deci master în sănătatea publică. My first degree is in theology. Prima mea diplomă este în teologie. And I have training as a hospital chaplain. Deci și am training ca să fiu capelan a spitalelor. And an educational chaplain. Și de asemenea un capelan în educație. After I was a vice president at Loma Linda University. Deci după ce am fost vicepreședinte la Universitatea din Loma Linda, which is a health sciences university, care este o universitate bazată pe știința educației, I did continue in education. Deci am continuat în educație. And master's in business administration. Și am făcut master în business și administrare. At night. În timpul nopții. It took me 5 years to complete the MBA. Deci mi-a luat 5 ani ca să completez acest master. Because I did one course every semester for 5 years. Pentru că făceam câte un curs în fiecare semestru în acest timp de 5 ani. But I found that in order to be a good educational manager, dar am descoperit ca să fiu un bun manager educațional, I needed to understand about accounting and finances. Trebuie să înțeleg de asemenea și despre partea economică și contabilitate. And about management of human resources and information resources. De asemenea, despre resursele umane și resursele interne. I had worked at 2 large public universities, 2 medical schools. Deci am lucrat în 2 instituții publice, da, deci de sănătate. University of Hawaii. Deci Universitatea din Hawaii. And the University of Illinois. Și Universitatea din Illinois. Then I worked at 2 Seventh-day Adventist universities. Și apoi am activat la 2 universități adventiste. Andrews University. Universitatea Andrews. Where I was dean of the graduate programs. Unde eram decanul responsabil de educație. And Loma Linda University. Și la Universitatea Loma Linda. Where I was the vice president. Unde am fost vicepreședinte. All of these experiences prepared me for what I'm doing now. Și toate aceste experiențe m-au pregătit pentru ceea ce fac acum. And I have personally been focusing on developing health sciences programs. Eu personal m-am focusat pentru ca să dezvolt anume sănătate din punct de vedere a sănătății, da. And during my tenure we have started 4 new medical schools. Și în timp de 10 ani am deschis 4 școli de sănătate. 2 new dental schools. Două școli de dentare. 2 new schools of pharmacy. 2 noi școli de farmacie. Because of my background in medical education. Din cauza
ceea ce am eu în spate ca educație, da, în sănătate. And that's holistically. Deci acesta este un tot întreg. Not just the medical sciences. Și deci nu doar din punct de vedere al sănătății. Or not just the educational psychological part of it. Și doar din partea educațională și psihologică. But also spiritual care including chaplaincy. Dar inclusiv și această parte spirituală, grijă spirituală care include, da, ar fi capelan. But my very first job in education. Dar primul meu job ca în educație was in primary school in Finland. A fost la școala primară în Finlanda. Grade 5 and grade 6. Clasa 5 și clasa 6. Because of an accident. Din cauza unui accident. The teacher accidentally broke her arm and leg just before school started. Deci învățătoarea a avut un accident și și-a fermat mâna și piciorul chiar înainte ca să înceapă anul școlar. And they needed an emergency teacher for half a year. Și deci ei au avut nevoie pentru jumătate de an de un profesor suplinitor. So that's how I got into education. Și deci în așa mod am intrat în educație. And I have to say that first year working with children. Și ar trebui să spun că acel prim an lucrând cu copiii was the hardest job I ever had. A fost cel mai greu lucru și muncă care am avut-o vreodată. Cu siguranță că provocările sunt multe. So sure that a lot of challenges you had and you have. Și toate acestea v-au pregătit pe dumneavoastră pentru ca să activați așa cum sunteți astăzi. Sunt sigur că dumneavoastră ați călătorit foarte mult. Nu doar în pregătirea domniei voastre. Și subiectul pe care aș fi vrut să-l discutăm și să-l demarăm cu această primă întrebare. După părerea dumneavoastră, care este cea mai mare provocare pentru sistemul de educație mondial? Suntem siguri pentru faptul că există multe școli și variația este destul de largă, începând de la școli tradiționale și terminând cu homeschooling sau deci la distanță. Evident, care sunt cele mai mari provocări după dumneavoastră? COVID-19 changed the way we did education. Deci pandemia COVID-19 a schimbat sistemul educațional. If it had lasted only 2 months, we would have survived. Deci dacă era doar 2 luni, noi am fi supraviețuit. And the children would have been glad for a long vacation. Copiii s-ar fi bucurat de o vacanță mai lungă. The parents would have been stressed having the children home so long. Părinții ar fi fost puțin stresați că nu ar fi fost atât de stresați ca copiii atât acasă pe atât timp. The teachers would have continued doing things like they had always done things. Învățătorii și profesorii ar fi continuat să facă ceea ce au făcut dintotdeauna. But because it lasted about 2 years. Dar din cauza că a durat aproximativ 2 ani. It forced the teachers to change. I-a forțat pe profesori să se schimbe. It was a blessing. A fost o binecuvântare. Because it forced us to throw out outmoded ways of teaching. Pentru că a fost o ocazie ca să aruncăm sau să scoatem sisteme și modalități învechite de educare. And not just outmoded approaches, but outmoded ways of thinking. Și nu doar sisteme învechite de a educa, dar și sisteme învechite de a gândi. We incorporated technology, well, initially completely. Deci noi am incorporat tehnologia inițial treptat și apoi complet. But even when we came back, we understood how to use technology more intelligently. Deci când ne-am întors, am înțeles mult mai inteligent cum putem folosi această tehnologie. Because we need to prepare young people to live in a technological world. Pentru că noi trebuie să pregătim tinerii să trăiască într-o lume a tehnologiei. And we found ourselves that we could do things to provide access to more children. Și deci noi am găsit modalități că le putem oferi mai multor copii să aibă acces la educație. This part was a blessing. Deci această parte a fost o binecuvântare. But it also posed challenges for young people. Dar de asemenea a pus provocări în fața tinerilor. And for teenagers. Și pentru adolescenți. It affected mental health. A afectat sănătatea mentală.
and also the socialization of young people. Și de asemenea socializarea acestor tineri. It pushed more young people into the digital world. Deci i-a împins pe tineri în lumea digitală. And this had a wide range of difficulties. Și aceasta are o varietate foarte mare de dificultăți. Too many people use these digital devices like an electronic pacifier to keep their children quiet. Prea mulți folosesc acest telefon, se spune ca exemplu, dacă să își țină copiii cu o usuzetă, să-i țină liniștiți. They just give the device or a laptop to the computer to their children and don't pay attention to what they're doing. Deci oferă copiilor lor ori telefonul, ori calculatorul, chiar și nici nu sunt atenți ce fac ei acolo. And this has impacted physical health and mental health. Deci aceasta afectează și sănătatea mentală și sănătatea fizică. The development of social skills. Deci dezvoltarea abilităților sociale. And the attention span. Și chiar și atenția. For instance, one research study done by Microsoft. Ca exemplu, deci un studiu făcut de Microsoft. Found that from the year 2000. Au descoperit că din anul 2000. And that was the year when the electronic phone revolution really started. Deci același a fost anul când a început revoluția cu telefoanelor mobile. That study found that attention span dropped from 12 seconds to 8 seconds for children. Și acel studiu a demonstrat că atenția care era focusată pe 12 secunde a scăzut la 8 secunde. So by way of comparison, a goldfish. Deci ca o comparare, deci un peștișor de aur. If you drop a little bit of food in a goldfish bowl. Deci dacă îi dai puțină mâncare la el acolo. The goldfish can concentrate for 9 seconds. El se poate concentra 9 secunde. So 8 seconds is less attention than what a goldfish has. Deci noi avem acum atenție mai mică chiar și ca un peștișor de aur din acvariu. This affects children's ability to learn. Și aceasta afectează abilitatea copiilor de a învăța. You have to be able to concentrate. Trebuie să ai această capacitate să te concentrezi. To tolerate frustration. Ca pentru ca să poți îngădui acea frustrare. In order to learn. Pentru ca să poți învăța. So that's the negative side of the digital revolution. Și deci aceasta fi partea cea negativă a revoluției tehnologice. For teenage girls especially. Dacă vorbim de fetele adolescente. Excessive exposure to social media affects body image. Deci a fi foarte mult expuse mediei sociale le afectează cum se văd ele pe ele, da? The teenage girls compare themselves to the images of women they see on social media. Pentru că ele se compară cu acele femei, doamne care le văd ele în mediul social, în media. And they feel that they are too fat. Și de ce ele se simt că sunt or fie prea short, grase, fie prea scunde, or too ugly, or fie chiar prea urâte. And this can affect anxiety and depression. Și aceasta poate aduce la anxietate și depresie. One study with teenage girls. Un studiu cu fetele adolescente. Found that limiting the amount of time that a teenager spent with a digital device improved the mental health. A descoperit că dacă s-ar limita timpul pe care fetele îl petrec împreună cu telefonul lor și în mediul social, and improve their self-confidence. Le-ar îmbunătăți modul cum se văd ele pe ele și încrederea în sine. So technology is a two-edged sword. Deci tehnologia este o sabie cu două capete, cu două tăișuri. It provides many benefits. Aduce și multe beneficii. Access to information. Acces la informație. Provides access for homeschoolers, for instance, to get information. Chiar pentru cei care fac homeschooling le aduce un beneficiu imens pentru informația care o găsesc. But parents and teachers should limit the amount of exposure. Dar părinții și profesorii, învățători ar trebui să limiteze acest timp în care sunt expuși elevii în fața. Because the more time a child or a teenager spends on a digital device. Cu cât mai mult timp tânărul sau copilul petrece în fața ecranului, the more inconsistent are their eating habits. Cu atât mai mult devine inconsistent modul lor de a se alimenta sau there's mânca. A lowering of physical activity. Deci le scade activitatea fizică, mișcarea. And sleep quality is decreased. Și chiar calitatea somnului scade. Sigur că lucrurile pe care dumneavoastră le vedeți pe plan mondial este foarte important și e de preț. Poate sunt și regiunea pe care noi, de fapt, astăzi locuim și poate doctorul Chisakov ne va ajuta. Este oare la fel și în partea noastră? În partea, eu știu, lumii românești?
De exemplu, într-adevăr, este foarte interesant că noi nici nu dădeam seama că tehnologiile poate să fie folosite așa cum... La scară largă. La scară largă, da. Dar totuși, anul acesta noi am luat anumite decizii, că anumite programe, în mod special demasterat, să oprim predarea online. Pentru la distanță. Noi folosim tehnologii, dar noi observăm că scade calitatea prederii și însușirii informației. Pentru că, oricum, studenții, ei sunt multifuncționali și folosind online învățarea, ei reușesc să facă și alte lucruri. Și, în general, după statistica mondială, și ce observăm noi, că folosirea Zoom-ului sau online studiilor scade calitatea învățării. De aceea sunt anumite direcții unde au fost luate decizii ca să nu mai predăm online, ci să fie offline prezența studentului în clasă, pentru că această interacționare de rezultate înalte. El trebuie să-și iei cartea, el trebuie să-și viziteze biblioteca, el trebuie să-și aibă interacțiunea cu profesorului și în timp ce merge procesul predării, el trebuie să fie și cu sufletul și cu trupul prezent și implicat în procesul predării. Ceea ce noi am observat și ceea ce noi facem la moment. Tehnologiile sunt bune, uneori ei, aceste tehnologii ne ajută ca să rezolvăm probleme importante foarte, dar totuși trebuie să fie o limită tehnologiilor în procesul învățământ. Sunt și am vizitat recent câteva școli care unele sunt foarte, foarte performante în folosirea tehnologiilor, altele limitează special aceste tehnologii pentru a avea această discuție deschisă cu elevul. Evident, ceea ce am auzit în momentul acesta, de fapt, optați pentru ca studentul să fie scufundat sau botezat în educație. Și lucrul acesta nu poți să-l faci altfel decât implicând sau intrând în apa care se numește, sau iazul care se numește educație. Ce am vrut să spun, că noi am trăit timpuri când erau anumite teorii educaționale foarte bine însușite de învățători, profesori folosite. Noi am trăit timpuri când erau modele foarte bine, adică cum se folosesc aceste teorii educaționale, teorii, și tu știai unde tu ajungi. Acum noi am ajuns la un timp când deja experții în educație spun că nu poți să folosești o teorie anumită. Trebuie să fii foarte obiectiv, pentru că timpul se schimbă, condițiile din mediul nostru s-au schimbat și trebuie să găsim niște căi individuale. Teoriile trebuie să fie combinate și adoptate la momentele, la situația în care noi am aflat. Tehnologii dezvoltate, mediul social care are o presiune deosebită față de persoana elevului, adolescentului și teorii contemporane care apar în condițiile noastre. De aceea, cred că astăzi se întâmplă o revoluție în sistemul educațional, pentru că toată lumea este în căutarea căilor și sistemelor noi pentru o educație calitativă. Bine. În lume acum, înțeleg eu, provocările fac așa ca să clocotească în sistemul educațional. Și lucrul acesta cu siguranță că vrei nu vrei, dar evidențiază un sistem deasupra altui sistem sau concurează una cu alta. Care dintre acestea, să zicem, ia popularitate pe plan mondial, în societate? Și
și prin ce se deosebește ea de celelalte. Și sigur că aș fi vrut ca să luați în considerare că ultima mea întrebare ar fi care e diferența de sistemul educației de care dumneavoastră aveți parte, pe care o promovați. So for instance in the area of medical education. Ca exemplu în domeniul educației medicale. Technology can be very useful. Tehnologia poate fi foarte folositoare. Students can learn how to work with simulated patients. Deci studenții pot învăța cum să lucreze acolo cu pacienți care sunt simulați. They can listen to different types of heart murmurs. Ei pot asculta pentru diferite murmure ale inimii. They can, based on what the patient problem are, they can administer simulated drugs. Deci depistând problema care ar avea acest pacient virtual, să-i dea și medicamente sau tratamentul necesar pentru problema depistată. And based on the dosage, these simulated patients will have certain reactions. Și bazându-se pe cele doze care ei tot le administrează simulatorului, acel pacient virtual va avea și reacții la cele doze de medicamente. If they give too much of the drug or the wrong drug, the patient could even die. So, chiar dacă îi administrează greșit medicamentul sau îi dau o doză mai mare, acel pacient virtual chiar poate muri. But of course it's just a simulated patient, so no patient is harmed. So, desigur este doar un pacient virtual care este un simulator pe calculator și nimeni nu este ca tare în pericol. It's a good way to learn clinical skills. Deci este foarte bine ca ei să învețe niște abilități clinice. But an important part of being a good physician is actually caring about the patient. Dar pentru o parte importantă pentru a fi un fizician bun este ca să-ți pese de pacient. Learning how to listen to the patient and the patient's story. Să înveți cum să asculți pacientul și povestea lui. Relating to the patient as a whole person, not just as a problem. Să te asociezi cu pacientul ca o persoană întreagă, nu doar la problema care o are. But a complex person who has multiple needs. Ca o persoană complexă care are nevoi diferite și multe. Physical needs. Are nevoi fizice. Emotional needs. Nevoi emoționale. Spiritual needs. Și nevoi spirituale. So at our new medical school in Rwanda. Deci în noua noastră școală medicală din Rwanda. When the students start the anatomy laboratory. Deci când studenții noștri încep laborator anatomic. They've already worked with simulations. Deci ei au lucrat cu simulările. But now they're ready to work with a cadaver. Și de acum ei sunt gata să lucreze cu un cadavru. A person who's dead. O persoană care este, real person. O persoană reală care este moartă. Before they make the very first cut on the cadaver. Deci înainte ca ei să facă prima chiar tăietură pe acel cadavru. The chaplain has a special service with the medical students. Deci capelanul are un serviciu special cu studenții noștri. The patients are in their white jackets. Deci pacienții sunt în niște jachete albe. The cadavers are in the laboratory. Cadavrele sunt acolo. With a white sheet over them. Cu niște plapume albe deasupra lor. And they're told about how to properly drape the patient. Și deci, or the cadaver. Deci ei sunt învățați cum în mod într-adevăr normal să-l dezvelească. That they will only expose that part of the cadaver that they're working on and leave the rest of the cadaver covered. Ca ei într-adevăr să expună doar acea parte a corpului acestui cadavru cu care ei vor lucra, restul va rămâne acoperit. To show respect for the person even though they are dead. Pentru a arăta respect față de acest om chiar dacă este mort. The chaplain also teaches about the state of the dead. De asemenea, capelanul vorbește despre starea morților. And what the Bible teaches about the state of the dead. Și ce Biblia ne învață despre starea morților. And he tells them that the patient isn't watching them. Și el le spune că pacientul nu îi privește. The cadaver nu privește. If the cadaver is not going to follow them to their dormitory room and haunt them. Deci că acest cadavru nu îi va urmări până în camera lor de la cămin și nici nu îi va răni. Because the Bible teaches when a person dies they're sleeping. Pentru că Biblia învață atunci când o persoană moare, el doarme. And there will be a resurrection in the end of the day, but it's just sleeping. Deci va fi o înviere la sfârșitul timpului, dar acum ei doar dorm. And the final step is each medical student comes forward. Și ultimul pas care este făcut, fiecare student medical vine în față. And the chaplain prays for each one. Și capelanul se roagă pentru fiecare and parte. He anoints their hands with oil. Și le binecuvântă mâinile cu ulei.
and tells them that they're entering into the sacred profession of medicine. Și le spune că ei intră acum într-o profesie foarte sacră a medicinei. And this gives them privileges that ordinary human beings don't have. Și acestea le oferă privilegii care alți oameni ordinari nu le au. Even to open a person. Chiar ca să o deschidă un cadavru. A dead person. Care este mort. And later a live person in surgery. Și apoi mai târziu în viață o persoană vie care este pe masa de operații. They must never lose sight of the fact that human beings are created in the image of God. Și niciodată nu trebuie să piardă din vedere că fiecare persoană este creată în imaginea lui Dumnezeu. So this is the combination moving from technology to the actual practice of medicine. Și aceasta ar fi combinația între a ne mișca de la tehnologie în practica reală. And combining the both to bring about professional development. Și combinându-le pe amândouă pentru a aduce o dezvoltare profesională. And to recognize the sacred calling if you are following in the footsteps of Jesus. Și a recunoaște această chemare sfântă dacă tu urmezi după Isus. And furthering his healing ministry. Și îi miști mai departe această lucrare a tămăduirii. Ați amintit anterior că you mentioned before. Pregătirea la ziua de astăzi, vorbind despre tratament medical, trebuie să fie individual. Nu poți să ai doar protocoale de tratament, dar ar trebui să fie o aplicare individuală, strict individuală față de pacient. Ce privește în sistemul de educație? Pentru că lucrurile pe care le vedem noi la ziua de astăzi este că studentul vine la școală și la școală el vede curicumul larg, vede orarul și toată lumea trebuie să treacă prin aceleași clase, aceleași materiale. Și acum întrebarea mea. Este oare la ziua de astăzi aplicabil sau se gândește cineva? Este o tendință ca educația să fie individuală, construită pentru individ? Pentru că înțelegem că tinerii sau copiii, oamenii, ca ființe umane, suntem individuali, unicali. Yes. Și acum, poate oare sistemul de educație este cumva tendințe, se gândește la această provocare deosebită? Everybody needs to master a basic core of information. Deci fiecare trebuie ca într-adevăr să fie capabil și acea informație de bază să-i fie a lui, deci el să o aibă. Whether it's numerical, quantitative reasoning, mathematics. Deci adică înseamnă educație generală. Fie că cei care să știe cum să numere, da, dacă mergem la matematică. Or literary reasoning. Sau dacă vorbim de literatură. How to write, how to read. Cum să scrii, cum să how citești. How to communicate. Cum să comunici. And many studies have determined how long it takes to develop content mastery. Și foarte mult a durat până au ajuns ca să afle cum se dezvoltă și cum se ajunge la numerarea, da? That is the basic competence in mathematics or literacy. Care este o competență de bază în matematică. And it's about 10 years. Și durează cam 10 ani. It's called the 10-year rule. Deci se numește regula celor 10 ani. After 10 years, after they've internalized the basics. Și deci după ce s-a interiorizat aceste lucruri de bază. It could be mathematics, music. Deci poate fi matematică, poate fi muzică. Only after that point can they begin to develop creativity. Și doar după acel punct, deci acei 10 ani, da, el poate să dezvolte creativitate. And to individualize. Și se poate să personalizeze lucrurile. So da? The first primary, secondary, these are the basics. You just have to learn them. Și deci
și într-adevăr în, în clasele primare și la, da, la gimnazie, deci sunt lucruri de bază care trebuie să le înveți. The temptation is to force children though to learn to do too much in too short of a time. Ceea ce suntem noi tentați este că să învățăm foarte multe lucruri pe copii într-o perioadă foarte scurtă. And we need to let children be children too. Dar noi trebuie să lăsăm pe copii să fie și copii. To give them time to play outdoors. Yeah. Să le dăm acest timp ca să joace afară. To exercise their creativity. Ca să-și exercite această și să-și pună în aplicare creativitatea care o au. To develop physically. Ca să se dezvolte fizic. And not just be intellectual. Deci să nu fie doar intelectual, dar să fie o dezvoltare în totalitate, holistică. And the creativity, the individualism will come later. Deci creativitatea și individualismul va apărea la suprafață mai târziu. Am vrut să vă să completez puțin. Și ce se întâmplă astăzi în lume? În general, în sistemul educațional, s-au pornit aceste tendințele pentru a înțelege pe copil, pentru a pune accent că fiecare dintre ei este individual. De ce? Dacă a observat astăzi în clasele primare, deja nu mai pun note. Pentru că de unde se pornește asta? De la teoria umanistică, unde se spune că fiecare om, adică trebuie să fie înțeles și dacă noi punem note, atunci noi facem o diversificare a copiilor. Poate că cineva are acum o creștere mai lentă și noi ofensăm pe dânsul prin acest sistem de note și așa mai departe. Și în general noi observăm că această teorie umanistică, ea cumva, prin ea, ea domină, prin ea încearcă cumva să facă comunicarea învățătorului cu elev mai confort, așa să spun eu. Dar totuși s-a menționat despre educație creștină și în sistemul educațional adventist, în mod special, se subliniază că fiecare copil este individual și în timp ce așa o tendință mondială, putem să spunem că părinții încearcă totuși să-și găsească o școală privată pentru copilul său. De ce? Pentru că toată lumea vrea ca copilul lui să fie înțeles și să fie privit ca o individualitate și să fie înțeles. Noi, în școlile adventiste, vorbim despre lucrul acesta în fiecare zi și punem accent anume pe secvența aceasta. Fiecare copil este chipul lui Dumnezeu. El nu numai trebuie pur și simplu acceptat și înțeles. El trebuie să ajutat ca în felul lui, conform capacităților săi, să-și fie integrat în sistemul educațional. Și chiar weekendul acesta am predat la învățători și vorbeam despre 7 feluri de intelect. Intelect logic, kinetic, muzical, adică fiecare copil are felul său a percepe informația. Și un învățător foarte bun, inteligent, el înțelege cam ce fel de copii sunt în clasa lui. Și când el transmite informații, el folosește metodele care va lucra pentru acești elevi. Și ei vor însuși informația mai bine și va fi o educație mai calitativă. Dar aceasta este, acesta este un punct foarte important, că fiecare copil este individual și este chipul lui Dumnezeu și trebuie să fie înțeles. Și atitudinea față de el trebuie să fie corespunzătoare. A doua, că metodele trebuie să fie alese conform capacităților copiilor. Și al treilea punct foarte important, vorbim despre o educație integră. Și trup, și duh, și suflet trebuie să fie implicate și trebuie să fie hrănite. Și în secolul nostru, când este foarte, foarte populară etica persoanei, adică să fie o personalitate, cam asta vor oamenii, noi educăm etica caracterului, ca un copil să aibă un caracter nobil și să fie potențialul lui să fie folosit pentru societate și pentru Dumnezeu.
Evident că nu în zadar v-am pus această întrebare. Pentru că în societatea modernă observăm două extremități în educație. Fie că una este radicală individualizată, unde zice, domnule, individul, deci este copilul, el trebuie să facă ce vrea, el ne spune ce să-l învățăm. Și altă extremă, unde zice, domnule, există un curriculum feroce, trebuie să treci sub el. Dacă n-ai trecut sub pragul ăsta, n-ai cum să primești degriul sau diploma. Și atât una extremitate, cât și alta, înțeleg că nu prezintă o realitate. Mai mult de atât, există școli comerciale și indiferent că sunt faimoase sau sunt doar la început de cale, acestea au o concurență și luptă pentru copii. Și lucrul acesta am impresia că cel mai deseori este dictat de economie. Adică doar pentru ca să aibă să se susține financiar. Însă obiectivul care de fapt toată lumea înțelege ar trebui să fie focusat pe cel care primește aceasta sau beneficiază de educație. În timpurile străvechi sau în evul mediu, când venea un învățăce la maestru, îl imita în toate și în principiu nu lua, nu însușea maestrie, ci însușea pe maestru. Mai târziu, sigur că în perioada deja renesans încoace, deja a apărut altă modalitate, pentru că s-a secularizat foarte mult educația, s-a instituționalizat educația și nu ne-am pomenit în era modernă, iar la ziua de astăzi postmodernă. Iar postmodernă zice, domnule, suntem atât de poli, adică diferit înțeles, suntem atât de democratici. Și acum, sigur că întrebarea mea, iată, în lumea asta, care este oferta educației adventiste pe care dumneavoastră o prezentați? Cu ce puteți să îi atrageți și care este, hai să zic, ideea principală sau lucru pe care dumneavoastră ați putea să-i câștigați atenția celor care vor beneficia de educație? Iată, aici este și diferență, pentru că în timp ce noi vorbim despre individualism, în timp ce noi vorbim despre această atenție o deosebită față de copil, ceea ce vor părinții și pentru ce plătesc părinții astăzi. Dacă vorbim despre, luăm teoria umanismului, care de multe ori astăzi eu o întâlnesc personal că stă la bază, aici este pericolul că se subînțelege că copilul nu pur și simplu este privit ca o individualitate, dar lui se permite să facă ce vrea el, ca să se dezvolte creativitatea lui și așa mai departe. Adică copilul devine centrul, mai târziu necontrolat, pentru că el este prințul, el este stăpânul situației. Și asta este un pericol, pentru că noi nu trebuie să oferim lui ca el să fie, ca el să se ne educe pe noi, pentru că el este important. În sistemul adventist, noi privim pe el ca individualitate. Noi privim pe el ca pe chipul Dumnezeu. Numai că noi foarte bine înțelegem și responsabilitatea lui față de educator, față de societate și noi păstrăm acest echilibru între educație și dezvoltare personală. El, în primul rând, el primește informație, dar nu este informație la bază, ci relația cu el, ca el să-și poate să folosească această informație pentru viața lui.
Și noi nu excludem munca în care el trebuie să fie implicat ca să fie format ca personalitate. Și noi nu excludem slujirea în societate. Învățăm pe el ca el să compatieze pe cei care sunt bolnavi, nevoie, pentru ca el să vadă cum el poate să folosească toate aceste abilitățile ca să facă societatea mai bună. Și finalul nostru este ca el să aibă un caracter, să fie un cetățean, să fie un familist bun în viitor, pentru că acest caracter este cel mai prețios lucru care el va căpăta în educație. Un om cu acest cu caracter bun și cu informația potrivită va fi pentru societate un om de folos. De aceea nu trebuie aici să pierdem aceste accente. Pentru că dacă mergem pe linia că se poate lui absolut totul, pentru că el este individual, vom avea un egoist. Peste. Nici nu vom observa cum el va deveni un egoist care va fi dăunător pentru societatea și pentru oameni din jurul lui. Sunteți de acord pentru faptul că nici copilul să fie privit un fel de piuliț al societății? Așa cum spunea Stalin, deci omul este o piuliță, s-a uzat, l-am aruncat, îl punem pe altul. Și se pare că istoria cam se repetă, pentru că vrei nu vrei, de la oameni, de la școală individuală, a venit la școală elitară, deci să-l dăm într-o școală de renume. Și dacă a trecut el prin Harvard sau, eu știu, Yale sau pe unde a trecut, domnule, îi se deschide toate ușile. Pentru că din start, deoarece are un fel de diplomă și asta îl recomandă, de unde vine el. În cazul acesta, sistemul adventist al educației, ce oferă? The Seventh-day Adventist system is about 9,900 schools around the world. Deci sistemul adventist de educație are în jur de 9,900 de școli și instituții prin lume. We are employing about 118,000 teachers. Deci noi angajăm aproximativ de 118,000 de angajați avem. 118 universities and colleges. Deci 181 de colegii și universități. And we are educating 2.2 million students. Deci noi educăm în jur de 2,2 milioane de studenți. And we're united in our philosophy. Și noi suntem uniți în filosofia noastră. First, that education's goal is to restore the image of God holistically. În primul rând este ca noi în școală să restaurăm această imagine a lui Dumnezeu în om din toate punctele de vedere. Intellectually, physically, socially, spiritually. Intelectual, moral, spiritual și social. Emotionally. Și emoțional. And the second is what Dr. Kisakov already said. Al doilea punct este deja ce doctorul Kisakov a spus. To prepare students to be a blessing to society. Pregătim studenții să fie o binecuvântare pentru societate. To be of service. Pentru ca să fie gata de a servi. To be a blessing to their own families. Să fie o binecuvântare pentru propriile familii. With an eye on eternity. Cu un ochi spre eternitate. To prepare them for the greater joy of service in the world to come. Ca să-i pregătim pentru acea mare bucurie de a servi în acea lume care este să vină. It's this bifocal perspective. Deci este acest focus dublu, dacă să spunem așa, și perspectivă. To be of service here and in the future. De a fi capabil să servim aici, dar și în viitor. That unites this global system. Care unește acest sistem global. So it's not just defined by economic outcomes, how much you earn. So, deci nu este definit doar de această chestie economică, cât de mult vei câștiga. Or your status in society. Sau statutul tău în societate. But the degree to which you can serve society. Dar acea capacități sau acea diplomă care o vei avea ca să slujești în societate. Let me go back to an earlier point, if I could. Dacă aș putea să mă întorc puțin mai devreme la ceea ce am vorbit. The idea was mentioned of copying teachers. Deci a fost menționată o idee că înainte se copiau, deci se lua modelul învățătorului.
Copying doesn't have to mean slavishly imitating. Deci a copia nu trebuie să fie neapărat imitarea cea sclavagistă. It can mean gaining a seminal idea from that teacher. Ce ar putea însemna ca să luăm ideile similare de la profesor sau învățătorul nostru. For example, Einstein. Ca exemplu, Einstein came up through a school that emphasized visual things. Deci a venit dintr-o școală în care scotea în evidență lucruri individuale, da? So he learned from that not because somebody made him, but he learned to make his ideas something he could see. Deci nu pentru că l-a învățat cineva, dar cel singur a ajuns la ideea ca să facă niște lucruri care el le poate vedea. Ideile lui să devină realitate. For example, ca exemplu, he imagined himself being in a train going away from the city hall. So, deci el se imagina că ar fi într-un tren care îl ducea departare, da, de unde era el. At a speed that where the light from the clock on the city hall never caught up with him. Deci la o așa viteză cu care, deci ceasul care era în acel hol nici de cum nu putea să se miște cu așa viteză din urma lui. And this is how he developed his ideas of the speed of light and relativity. Deci cum a ajuns el la aceste idei de relativitate și de viteza luminii. It started with the visuality of his teacher. Deci se ia totul, se preia de la această viziune care o avea și vedea profesorul, învățătorul lui. I have a book on the history of universities. Deci am o carte de pastorul nostru Frank, doctorul Frank are o carte scrisă despre istoria vizualității, da? And the author says that ever since Gutenberg's Bible, there has been no excuse for a university. There's been no reason for a university. De când s-a printat Biblia, da? Deci nu este o scuză ca să nu fie o universitate. Not because he printed the Bible, but because not because of his Bible, but because a printing conveying knowledge was not what schools were about, not what universities were about. Aha, deci doar printarea Bibliei nu însemna că acolo trebuie să se oprească, că nu era doar despre a printa, nu aceasta o facultate învăța doar a printa. And this is the reason why a university always works. Și de ce este, de ce până și în acest moment universitatea mereu va lucra, va avea funcționalitate? In a university you bring teachers with bright ideas, good ideas and much experience. Deci în universitate ai profesori care au cu idei foarte bune, cu idei care sunt pentru viitor. Together with students who have questions and different points of view. Care se adună împreună cu studenți care au întrebări și puncte de vedere diferite. And it's that ferment, that connection that makes the university work, that causes learning. Deci aceea și face ca acea facultate, acea universitate să funcționeze pentru conexiunea care se creează acolo. Let me just say a word more. Da, să mai spun încă ceva, dacă îmi permiteți. I have a PhD with research in linguistics. Deci am doctoratul cu cercetare în lingvistică. I studied the grammatical category of aspect in the Navajo Indian language. Deci am studiat partea gramaticală a limbilor hawaiane? Hawaiian language? No, Navajo. Navajo language. The Navajo language. Mm-hmm. But before I did that, I taught school. Dar înainte ca să fac acest lucru, am învățat la școală. One day, you have to understand that when the children went out to play, I like to stay and to read. So, în timp ce, deci eram și eu învățător la școală, deci în timp ce copiii ieșeau afară să se joace, mi-mi plăcea să stau și să citesc. So, that wasn't the best thing to do, but I did it. I stayed and to read. Deci nu era cel mai bun lucru să-l fac, dar asta ce făceam eu. Eu stăteam și citeam. And one time, a little girl came up to my desk and said, I read this children's book. Și într-o zi vine această fetiță la masa mea și îmi spune: "Eu am citit această carte pentru copii." And I said, "That's good. Write down which book you read and we'll keep a record of that." Și eu îi spun: "Foarte bine. Deci scrie undeva ce carte ai citit și apoi vom ține cont." Then another child came up to me and said, "Well, I read this book." Și apoi alt copil vine și se apropie și spune: "Dar eu am citit această carte." These were just small children's books. Deci erau niște cărți pentru copii destul de mici. And soon there was a flood of these children coming up to my desk day after day saying, "I read this, I read that." Și apoi era acest flux de copii care veneau în fiecare zi la masa mea, care îmi spuneau că am citit aceasta sau aceasta. And it was because as a bad teacher I stayed in at recess. Deci pentru că eu, așa spune doctorul nostru aici, că fiind un profesor atât de rău, stăteam și citeam.
I believe they were copying my example. Deci eu cred că ei copiau exemplul meu. Not by slavish imitation, but they were catching the idea that I was interested in reading. Deci nu pentru că făceau într-un mod sclavagist, dar și pentru că imitau acest proces al cititului. Now, in regard to Adventist education, my question is, were those kids getting an education? Acum întrebarea mea este dacă acești copii erau educați? I think they were. Eu cred că da, erau. Not because my classroom was small. It was a very small room. I didn't have many kids. Și nu din cauza că clasa era foarte mică. Aveam puțini copii în clasă. But especially because I said that wrong. It wasn't in spite of the fact that my classroom was small, it was because of the fact that my classroom was small. Deci nu era un dezavantaj că era clasa mică, dar din cauza că erau atât de puțini, le oferea acest avantaj. If I had had a larger room, I would not have been able to exert that personal influence. Dacă aveam un grup de elevi mult mai mare, nu eram era să am această capacitate să influențez. Now, Seventh-day Adventist schools are generally small. Deci, în general, școlile adventiste sunt mici. And that's not bad, that's good. Deci, acesta nu este un lucru rău, este un lucru bun. When you study the violin, you don't want to be part of a large class. Deci, când tu începi să studiezi vioara, nu vrei să faci parte dintr-o clasă foarte mare. You want one teacher. Tu dorești doar un singur învățător. Now, in this case, it was one teacher and maybe 10 or 15 students. În acest caz era poate, în cazul doctorului Frank, poate 10-15 copii. But that illustrates a point about Adventist education. Dar aceasta aduce în focus care este o viziune, dar sau un element al educației adventiste. Our classrooms are small. Clasele noastre sunt mici. And yet we can exert a seminal influence on the students. Se zice avem această ocazie că să avem acea influență la elevii noștri, asupra elevilor noștri. Am vrut să vă spun o experiență. În teritoriul acesta euroasiatic avem 45 de școli. Și aproape în fiecare școală, dacă veți veni și veți întreba pe directorul, el vă va arăta copiii de care au fost refuzați, care au fost refuzați în alte școli. Refuzați în alte școli. Adică au fost în 5, în 6 școli, pe au înțeles că deja nu mai pot fi, au dat afară și ei deja n-au ce să facă, vin la școala privată, școala adventistă. Și copilul acesta este foarte, foarte greu la caracter, la comportament, la toate, toate. Chiar astăzi am fost la școala la Chișinău, în Excelsis, și acolo era un copil și eu întreb, da, acum e vacanță, ce face copilul acesta? Spune că copilul acesta este un copil cel mai greu din școala noastră, dar el a venit și la vacanță a venit să stea la școală cu învățătorii. Și de ce? Și ce se întâmplă în continuare? Eu aș dori să vă spun că acești copii, peste un an, sunt o altă ființă. Și întrebarea mea este de ce? Ce se întâmplă? Pentru că educația adventistă pune accent pe toate ramurile, acest model holistic, integral, ca să fie toate ramurile lui educate. Și noi vedem minuni. Acești copii care nu puteau să se învețe, aveau note foarte, foarte joase, foarte rele în alte școli. Ei nu numai devin ca personalitate schimbate, reformate, ci și gradul lor de învățare, calitatea este mai bună. De ce noi, prin acești învățători speciali, această filozofie permite nouă sau ne ajută ca noi să educăm persoane. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi. Cu părere de rău, dar timpul expiră. E o mare plăcere să discutăm, pentru că sunt subiecte foarte importante. Vă dorim succes în activitățile dumneavoastră. Cu siguranță găsim multe provocări în viața noastră, mai ales în sistemul de educație, și noi stăm în fața provocărilor. Unde să dăm copiii noștri? Probabil că, vorbind despre sistemul de educație, va trebui să ridicăm ochii în sus și să învățăm de la cel care el singur ne educă. Și bine, să știți despre cine vorbesc.
Cu siguranță, învățând de la el, vom învăța și pe copiii noștri. Vă spun la revedere, până data viitoare.